rotațiile de la Game Agents. Slender răbdător acolo. Carca aici Shaggy. Rally face primul frag, elimină pe Slend. Psycho va face și el picul acolo. Să vedem, vine flash-ul aici, dar nu este foarte bun. Momentan câștigă duelul aici cei de la Game Agents. Sunt 4 vs 4, timpul trece. Se face aici picul, Shaggy le elimină pe Nori. Psycho vine cu trade-ul. 3 vs 3, vine foarte bine Molotov acolo la negrele. Habibi le elimină pe Spectre. Totuși este smoke-ul acesta pe banan. Dar atenție mare, vine un jucător din City care vine la lurk aici. Este vorba despre Star. Trebuie să pună GG pe bombă. Psycho încearcă să-și apere cu echipierul, dar face fragul Psycho și să vede dacă câștigă Game Agents rund aici. De Psycho, un singur se merge adus în joc de către cei de la Game Agents și vine Biodrive Famous. Acolo GG are probleme foarte mari, a tras majoritatea glanțelor pre-fire în marginea respectivă, fără potențialul de wallbang prea mare. Rally cu double kill-ul vine cu răspunsul, deși a rămas la 18 HP. Star are player în față, va fi o țintă foarte ușoară Nori, deși a atins să se întoarcă puțin către boiler în zona respectivă, către banană. Poate să-l tragă după el pe Rally, de exemplu, căruia îi se vede capul, acolo eliminare ușoară. Trage acolo Slend, dar e 1 versus 3 cu un famans, este greu pentru Slend, care totuși vedem că încearcă, mai face un frag. Dă damage economiei adversar, dar vine Star cu fragul foarte, foarte bine. Aici este un pe numărul 4, care se joacă agresiv de către cei de la Game Agents. Acolo către mid, unde Jeshi doboară 1, doboară 2, se revanșează pentru gafa de runda trecută acolo din banană. Automat Infamous rămân cu 3 jucători, deși Ralic face picul din banană înapoi și Jeshi este pus la pământ. S-a întors acolo, era care băgat. Cei doi se pare că doresc să rămână împreună. Este eliminat Psycho, Habimi mare, doar un Deagle, Ralic, low HP, dar nu-l verifică și iată ce greșeală vine de la cei de la Infamous. Star este eliminat și acum rămân 3 versus 2. A primit acolo Nix un tag prin smoke, dar atenție mare, dacă nu se grăbește să planteze, va veni Nori din spate care îi poate elimina și cred că va face double eliminare aici Nori, da, închide runda pentru Game Agents. Foarte bun push la acolo pentru celor de la Game Agents, după cum ai spus tu, șanse din ce în ce mai mare. Se intră aici totuși pe mid, Slend foarte bine deschide runda Nori, vine și el cu un frag GG, intervine și el Nori, mai face un frag acolo și momentan este măcel pe mid acolo. Slend închide cu un double kill, 5 la 1. Și, repet, este picul bun din ce văd. Arată mai bine pe partea de movement. GG va avea jucători în față, să vedem cum răspunde. Headshot-ul vine instant. Eliminarea din partea playerului de la Infamous. A recuperat acela cu 47. Nori total expus. Nu s-a poziționat bine. Flash-ul a fost o problemă pentru el. S-ar putea de la Game Agents să vedem chiar un save aici instant. S-a deschis acolo calea spre o rundă pentru Infamous. Au folosit foarte mult, iată ce gap are Nori, perfect ca să-l doboare pe Ralic. Acolo încă-i pierd de al său, poate să-l ajute pentru partea stângă, spate, unde coboară Star. Headshot pe Nori, Habibi ține pe acesta. Din răzbunarea, imediat duci cu tot de la Infamous, rămân în viață Nix. Acolo în continuare pierului său, 15 secunde, bomba este la LBT și probabil chiar vor renunța sau dacă nu, vor încerca cel puțin să facă fraguri, pentru că au nevoie și de bonusul acela. 9 secunde, Slend îl doboară pe LBT și Nix se retrage, vrea măcar AK-47 la acela să fie de partea sa. Nu știu exact ce bonus au Infamous. Utilități aici, va fi greu să treacă bomba, să vedem, Slend se bagă acolo. Nu cred că a eliminat bomba, totuși Habibi pică aici sub guranțele lui Nix. Va veni plantul aici la 20 de secunde, Slend le elimină pe Star și este șută și bomba. Totuși Nix face fragul și le elimină, dar este secat la 26 HP. Vine și rotatul acolo din partea lui Nori. 3 versus 2, un jucător secat aici, face picul Nix, vine acel smoke de banană care îl va izola pe Shaggy. Foarte bine Psycho acolo, elimină pe Nix și rămâne doar Shaggy. 1 versus 3, face picul acolo, Psycho le elimină, era foarte low acolo jucătorul de la Infamous. 7 la 2 pentru Game Agents, care foarte bine acolo și ține smoke-ul. Să vedem, face picul, elimină foarte bine pe Ralic aici, va face continuare picul, aproape să mai facă o eliminare, se va retrage aici în banană. Ba nu, că flash-ul mai face un pic aici, Slend le elimină și pe Shaggy. Foarte bine joacă tânărul jucător de la Game Agents. Nordic, dar pentru ei nu știu dacă vor reuși. Au nevoie de fraguri rapide și poziția lui Nori acolo la lângă cu capărul de pilon este perfectă. LBT cu Nix, iată ce fac și de la Infamous. Vine aici o răzvrătire a lor. 9 secunde se uită într acolo pentru library. Slend se apropie, nu vedem încă pe Nix. LBT va fi în câmp total deschis. Headshot, s-a făcut trade-ul între timp. Nix acolo față în față cu Slend și acesta scoate situația în favoarea echipei sale. Încă o rundă pentru cei de la Game Agents și este 8-2. Dacă îmi permis, așa este, dacă îmi permis nota și de ce asta, dar prima oară să vorbim despre runda aceasta, pentru că cei de la Game Agents fac un cross perfect. Mai mult Habibi este cel care dă pagubă și face fraguri. 3 eliminări pentru el, pușează și ultimii de la Infamous și Infamous într-o măsură aici parcă s-au băgat prea tare în această rundă. Cred că
Alex, managerul de la Game Agents, scria că Slend este ace-ul lui Habibi, da, care da. A reușit acolo un triple. Flagul, o propulsie pentru el de la numărul 8 la care se afla inițial. O incendiară de la Habibi, foarte agresiv acolo către second mid, dar LBT din dreapta lovește. Nu pentru prea mult timp, Nori este cel care vine al doilea pe aceeași poziție și Jeje este sus în balcon. Să vedem ce vor face acești... Libertate oferă acest sniper și până cât de mult întârzie rotația de la Game Agent, datorită faptului că Nix are acest sniper recuperat de la Slend, face fragul pe Nori acolo. Psycho se luptă cu Star, le elimine Jeje, totuși pică polarul și rămâne doar Rally, care este destul de low HP, este la negral aici și adoptă o poziție în open, trage acolo după primul jucător și le elimine și pe Psycho și avem a treia rundă pentru Infamous, rundă 1 versus 2 câștigat. Banana, Habibi și Psycho, va veni cred flash-ul, primește acolo, cred că un tag prin perete, eliminați ambii jucători și este o rundă pentru Infamous în acest moment. Aceea cred că a continuat pe... prima armă pe care o puteau recupera și vedeți care are pe ul în mână, un AK-47. De asemenea și Jeje cred că putea da un FAMAS. Arta mai bine baiul cu FAMAS-ul, dar să vedem, se bagă aici pe alee. Nori face primul frag, dar este eliminat acolo. Jeje a picat și el, deși Jeje face două fraguri în această... Știi de ce ziceam? Infamous ar trebui să fie. Infamous ziceam eu pentru că eram obișnuit de la o organizație care era la Battlefield 4. Mă jucam eu și așa se pronunța de către în acest moment. Psycho stă în smoke aici, cu siguranță vrea să surprindă. Dar este eliminat acolo de Shaggy foarte bine. Îl pune la pământ pentru că altfel au o situație foarte bună. Abiu face picul acolo, l-a văzut și pe jucătorul de la negreală. Totuși Rally câștigă din nou duelul, are 14 fraguri. Rally se descurcă foarte bine, LBT face picul. Și atenție mare, Infamous revin aici. Pot câștiga și ultima. Vom avea best of 3 only, deci vreți neapărat să aflați care sunt echipele care ne vor reprezenta la mondiale, respectiv la europene. Da, într-adevăr, ESU este campionat mondial de tier 2-3 la care vom avea o echipă după această competiție. Iar NQ este campionat european, care de asemenea va avea multe echipe. Am văzut acolo celelalte țări care s-au calificat și România va avea multe, multe meciuri grele, dar cred eu că avem șansă față de, de alți ani. Avem șansă să ne clasăm acolo foarte, foarte sus. Slendele elimine aici pe LBT, rămân 2 vs 2, dar Star avea o poziție foarte bună. Totuși este prinsă bomba pe banană și Jeje face picul, rămâne 1 vs 1. Sunt 18 secunde, atenție mare, dacă Jeje pleacă acum, nu mai are timp adversarul său. Să vedem, pleacă acum în ultima secundă și ia decizia potrivită, pentru că nu mai are timp Star în acest moment. Jeje, interesant că se duce și se ascunde pe site. Ar fi putut să fugă acolo în ruine, nu mai avea timp niciodată să-l găsesc acolo Star. Totuși se câștigă runda aici, 10 la 5 pentru Game Agents, un scor aș putea spune meritat și cred eu că o să descurce Game Agents cu 5 oameni short. Vine aici Molotovul, Nix stă acolo, dar nu reușește să facă eliminări și sunt izolați în acest moment băieții de la Infamous pe partea stângă. Mai ales că au tot efectivul de 5 jucători în viață, Slend acolo în site, Jeje este eliminat, și acolo se vin, se arată glonțele în aer de la playerii de la Game Agents. Vorbim aici de o secundă și jumătate. Site-ul B-a ocupat acolo. Banana, bomba tot se retrage. Fac picul acolo pe mid. Slendy vede, face 3 fraguri, 4 fraguri pentru Slend. Au intrat băieții acolo la morișcă pe mid. Rămâne GG în casă, îl vede aici pe Shaggy, îl elimină 12 la 5 și apoi aceștia au midul. Rally ar trebui să audă niște pași, să tragă, să pună presiune prea târziu. Rally, da, bate 2 jucători mai degrabă. Nu s-au mișcat atât de repede pe cât mă așteptam. Cei de la Game Agents, GG vine cu răspunsul. Iată cât de puternic este un Mac. Vine un smoke, close range cu adversarii lor. Aveau Mac-uri și s-au folosit perfect de ele, dar să vedem că Star aici încearcă să elimine aici jucătorii, dar Habibi ține foarte bine. A anticipat că ca să facă acolo un play la dosia. Diferență între cele două echipe și vine Molotovul, trece LBT de acesta, a luat un flash adversarul său, Nori. Nu știu pentru cine a venit assist-ul, dar sunt pe de partea cealaltă, iată două fraguri, are 23 de eliminări și dacă nu mă înșel, conduce tabela pe ansamblu. Infamous sau un număr de 4 jucători sub 10 fraguri, doar Rally acolo se iese în evidență cu 17, ce rundă rapidă pentru Game Agents. Au și bani în banc. Game Agents acolo care au un singur jucător în banană. Sau nu, cred că sunt doi, au făcut acolo boost-ul, Psycho l-a eliminat pe Shaggy, rămâne doar Star în smoke. Cred că va fi, sau a fost văzut acolo, Star face fragul pe Psycho, Habibi se bagă acolo să facă trade-ul, fuge Star, scapă acolo, dar cred că va veni să facă picul în continuare. Habibi îl ține, le elimină și creează acolo o intrare spre site-ul B, dar pare că Game Agents vor să intre site-ul la unde au probleme pentru moment. Nix face fragurile aici, două, chiar Rally cu un frag, Habibi este 1 vs 2, știe cu siguranță poziția lui Nix, știe că este secat, dar atenție mare, poate fi prins din spate, trage acolo din spate, LBT ratează pentru moment, Habibi face fragul și rămâne 1 vs 1, avantajul este pentru Habibi, are 11... Cei doi jucători, Habibi în arcadă, Nix în nisip.
face picul Habibi și le elimină 15 la 5, 10 runde de match. Anunțat acolo faptul că pot avansa din bază. Shaggy trage foarte bine, elimină pe Nori, dar JJ îl anticipează foarte bine, stare, este și el eliminat și este, cred eu, ultima rundă din acest match. Ce mai face un frag? Nu e doar Nix 1 versus 3. Slend îl așteaptă acolo și face fragul cu numărul 26.